Deci, la întors copii, aceeași distanță, o să o văd în felul următor. Dar atenție acum, pun spațiul ăsta mai mare. Că va dura numai câte ore am acum. Vine cu 5 km, da? 5 km. Și iarăși mai mult. Și iarăși. Așa. Și în sfârșit, așa este. Deci durează la întors câte 4, fiindcă merge 5 km și 5 km. În concluzie, prima relație pe care scriu este așa. 4 ori numărul de ore la dus. Număr de ore la dus. Deci 4 ori număr de ore la dus. Am scris și culoare pentru dus. Egal cu 5 km ori număr de ore la întoarcere. Întors. Și acum putem nota cu un A numărul de ore. Deci cu A notăm numărul de ore la dus. Da? Notăm cu A. Și cu B o să notăm numărul de ore la întors. B. Și pare că avem următoare relație. 4 ori A. 4 ori. Hai să scrie și voi. N-ați scris nimic. I-am scris. De ce tu te-ai dat bine scrie? Pentru că m-am ajutat să văd. Aștept să mă spitați ca să înțeleg bine și trebuie scris. Hai, dar mergi o dată și mă oprești în timp ce explic David, mă oprești. N-am înțeles aici. Da? Hai să faci desenul ăsta. Știu, am problemă. Păi eu știu, David, dar ai văzut să vezi dacă o pot face eu. Am înțeles șmecheria care a aplicat-o. Dar eu îți spun ție... Dar știu să faci cu metoda asta figurativă? Se poate spune. Cum se poate, domnul profesor? Trebuie să găsesc și ideea mai în înțelesul lor. Vedeți? De aici e frumusețea la matematică. Cred că am să fac. Ce că nu trebuie să-i spun problema. Ce ne zice? David. Păi da, poți să ai starea de bine când m-ai băgat în încurcătură. Da? Asta ți-ai propus. Dar eu acum trebuie să găsesc o exprimare pe limbajul vostru, pe la nivelul vostru. Aici e toată chestiunea. De aceea am să iau un segment lung. Wow. Și îl împart în 20. Da? În 20 de segmente. Deci iau un segment lung și îl împart în 20 de segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Așa. Nu, o să iau mai mare. Ca să fie... Voi ați luat pătrățelul, nu? Din caiet. Nu, iau la două. Două, foarte bine, foarte tare. Deci, le iau și eu încă o dată, nu? Mai iau și eu încă o dată, că nu am spus. Deci 1, 2, 3, 4, și și ei din... Voi aveți acolo pătrățelul. Puteți luați un pătrățel sau două pătrățele. Ca unitate de măsură, n-ai importanță. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Da, 20. Și l-a dus. Durează câte ore? Nu. Merge cu 4 km pe oră. Adică... Deci, trebuie să împărțim tot segmentul, toată distanța asta la 4, la 4, din 4 în 4, ca să vedem câte ore durează. Da? Deci, că merge cu 4 km pe oră. Deci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iată, dragilor, că l-a dus. L-a dus, merge 4 km. În prima oră, 4 km. Apoi iar a doua oră, 4 km. Iar 4 km. Wow. Iar 4 km. Și iar 4 km. La întoarcere, dedesubt, aceeași o împart în câte 5 segmente. Da? Dar deja mi-am... m-am prins acum. Da? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cinci, cinci, kilometri, kilometri, cinci, kilometri, cinci, kilometri. Wow. Aici, să vedem, cam 4 ori 5 grupe, egal cu 20 kilometri, și jos, am 5 ori 4, egal cu 20 km. Este o problemă interesantă. Deci redactarea numai în felul ăsta, atenție, numai așa, înseamnă, Davide, exact ceea ce îmi cereai tu, cum anume să fac. Eu puteam să spun 4 ori A, 4 ori A, egal cu 5 ori B. Și ce două numere A și B înmulțite să facă aceeași egalitate? Rezultat că A egal cu 5 și B egal cu 4. Dar ar fost prea puțin pentru redactare. O simplă relație redactată așa nu se înțelegea nimic. Însă când ați făcut în felul ăsta, pe segmente, și ați avut inspirația să împărțiți în 20, și vă rog să-mi răspundeți de ce în 20 am împărțit eu. 4 ori 5 de 20? Odată, sau altfel spus, 20 se împarte și la 4 și la 5. Da. Când am văzut 20 de segmente și mi-am pus problema să fac grupări de câte 4, 4 km, că fiecare grup câte 4. Da, dacă nu, al număr nu se împarte. Al număr nu se împarte și la 4 și la 5. Sau ca la 6 și 4. 6 și 4, care înseamnă cât? 12. 12 se împarte și la 6 și la 4. Și 24. Și 24, dar eu îl caut pe cel mai mic. Cel mai mic număr care se împarte exact și la 6, și la 4, și la 5, e 20. Nu mai există altul mai mic. 20 nu se împarte și la 6. Nu, la 4 și la 5. Am auzit 6. Da. Deci numărul 20 este cel mai mic care se împarte și la 4, și la 5. Deci așa redactând, spun din ceea ce am figurat, se vede foarte clar că distanța respectivă, distanța, este egal cu 20 km. De ce că s-a spus cel mai mic număr care se poate împărți la ambele, faci 5 sau faci numărul respectiv orice celălalt număr? Păi nu totdeauna. Că noi avem și noi șmecheria asta. Da, nu se, la da, se poate. Deci în condițiile în care 5 și 4 așa, ne duci și la fracții imediat. Da. Deci la întrebarea ta, Davide, cum redactăm
cum redactăm ca să înțelegem problema asta formulată, răspunsul așa este. Ce rămâne ca temă în continuare? Să vedeți cele patru, câte numere am zis noi. 164. Nu știu. Da, noi am găsit 163. 163 spune că a găsit Daria. Poate mai 162, mă scuzați. Poate mai revizește ideea. Da, mai văd. Deci trebuie finisată ideea. Te joci, Daria. Da, nu, pe eu cu aici le mai scriu o dată și mă dau până la exercițiu. Așa, da, poate, poate, poate. Da. Și acum, domn profesor, eu ca să avem o problemă pentru Dante. Da. Nu, mulțumesc! Da. Tu ne-ai dat o problemă nouă, lasă-ne să avem manuala să-ți dăm și noi ție. E foarte ușoară. A terminat, ok, deci problema constă. Nu trebuie să scrii niciun număr. Nu trebuie să calculezi. Trebuie doar să fii atent. Deci, dacă eu nu citesc. Mac e tatăl lui Tom, da? Ai timp să și scrie dacă vrei, nu vrei să te amințim. Lasă-i, spuneți. Okay. Haideți, nu aveți voi acasă. Îi spuneți acasă că consumăm timp. Da. Da, haideți să înțelegeți. Mă, băi, un profesor. L-am salvat. Ora viitoare fii cu răspunsul. Da, vine cu răspunsul. Haideți să mergem în continuare, așa. Ce iubesc, domnul profesor. Cât, să ne amintim de rog, fracții. Fracții. Pun și virgă operații cu fracții. Bun, fracții. A, nu mai dați dinele care ne plăceau la toți? Oh, practic, unul sau nu știu cât, sau patru pe nu știu cât, din... Nu, o secundă. Ajunge și acolo. Acum am să lucrez numai la operații cu fracții. Okay. Deci, adunarea. S-a terminat scrii, da? Adunarea. Scriu și eu. Sigur că da. Și adunarea sau scăderea? Deci adunare, în paranteză, scădere. Adunare, scădere. Clasa a patra, dragilor. Operații cu fracții la clasa a patra. Vreau să demonstrez că se fac. Dar clasa a patra nu se fac fracții, nu? Păi, să fac la sfârșit. A, deci noi suntem pregătiți. O să fiți foarte tari la sfârșitul. Acum, în primăvară, să fac... Problema e că nu o să ne pună la tablă. Nu-i nimic. Da, se poate. Deși... Dar voi trebuie să înțelegeți că făcând lecția asta cu voi, de fapt fac lecția asta și pentru cei mai mari care nu știu fracții. Oh. Dar sunt... Păi sunt în clasa a 12, termin în clasa a 12, nu știu. Da, da, le-a zis dumneavoastră. Așa. Bun. Hai să vedem din nou. 1 pe 2 plus 1 pe 4. Domn profesor. 1 pe 4. Am dat-o și data trecută, tot prin. Numai pasă o știu. Da. No. Da. Casa. Mulțim pe prima cu 2. Și fracția devine echivalent de 2 pe 4, 2 pe 4 plus 1 pe 4 și este egal ca Sandra, te rog, gându-mă. Scrie 4 și scrie 3 de 4. Face 3 pe 4, cam adunat, adunat același numitor. Deci obiectivul să ai același numitor, da? Băi, se pare că proful nu știa așa. Ce tot de asta ne dați, domn profesor? Nu trebuie să-i spun chestia asta. Apropo de tot pe asta mi-a dat, am povestit-o? Nu. Da. Tot pe asta. Trebuie să vă spun. Apropo de cum m-a sancționat el acum. Doamne, tatu pe asta, n-ai alta. Așa eram elevul clasa a noua. Nu? Așa am spus-o parcă. Când profesorii, mă rog, la liceu acela unde am ajuns eu, se întrebau că eram un copil așa cum venisem eu foarte... Destrânisem curiozitatea să mă cunoască, să sfârșim să discutau acolo. Profesorul meu de fizică era foarte atent. Așa. Și se uita la mine dacă îi dau ok-ul, continua lecția. Dacă nu, schițam eu un gest că nu-i chiar corect, atunci așa. Pe bune! El adică, trebuia să-i dați acordul. Da. Urmăriți-mă acum să vedeți ce frumoasă chestie. Vreau și eu chestia asta. Așa, vrei și tu asta? Dar știi, asta se întâmplă? Atenție, când se întâmplă? Dacă ești elev bun. Nu, foarte, foarte bun, în sensul că el sesizase că eu am o finețe în a percepe fenomenul fizic pe care nu-l trebuie să niciodată.
Da? Nu întâlnise în viața lui. Mi se pare ciudat, adică profesorul, vezi, mai întâi se întrebe copilul, dar... Ai lăsat să povestească, domnul. Urmăi să... Da, știu, vreau să aud. Și în clasa a noua ajungând, vine vremea să mă și asculte. Și atunci, cum eu cu ursul fiind, la sfârșitul catalogului, mai târziu a venit vremea să mă asculte și zice, băi, zice, știi ce? Înainte de a-ți da drumul la lecție, să spui lecția, s-a suit capra pe urs, care e mai sus. Da. Coada. Coada. Da, mai spus. Da, mai spus. Așa. Atunci eu nu prea am fost, cum să spun, a zis, nu știu, eram în panică, nu știu. Și el zice, nu știu, mă, nu știu, coada, mă, capra, ține coada sus. A, da, asta ai zis, semestrul următor, vă mai întreabă, da, îl întrebați dumneavoastră. Nu, el, înainte de a-ți da drumul la lecție, de nou spune, să spună o întrebare. Sosul e cam la curs, că ține mai sus. M-am uitat așa de sus la el și azi, întrebarea asta mi-ați mai pus-o. Asta vă supărați fantastic. Da, nu. Da? Așa și tu acum. Și acum, așa-și chestii, eu am făcut-o el. Nu mai continui. Povestea o știi? Nu are de să vă continuați, vă rog, că nu mai țin minte. Sunt pe cuvântul, iar nu mai știu. Și eu așa, și zic, asta mi-ați mai pus. Da. Și el atunci a luat cartea și deschidea cartea undeva și îmi punea o întrebare, asta ți-a mai pus-o? Iar închidea cartea, deschidea, asta ți-a mai pus-o? 10 minute așa, până obosit el, după care, a dat drumul, n-aveam ce să mai gândesc la întrebare, că vine o altă întrebare. După ce, mă rog, obosit, dă-i drumul la lecție atunci. Dar, din clipa aceea, a fost atât de atent, încât tot timpul era frământat să vadă dacă nu cumva mă supără pe mine când vorbea, cum spunea lecția. Oh. Ei, și clasa a 10-a l-am prins. L-am prins cu o chestie care era greșită. Și atunci, profesorul acesta m-a aruncat în bancă și a spus, nu, nu-i corect. Aici, fenomenul așa este. Și el a muțit toată clasa, nu respira nimeni. Iar în momentul în care copiii o să-i dat momentul delicat al lui, au început să spună, stai mă jos acolo, dar nu ți-i rușine, dar ce spui tu, nu știu ce, dar nu știu ce, așa. Ca să intri în grațiile profesorului, să-l salveze. Ei bine, în momentul acela m-am ridicat din bancă, m-am dus la catedră, am stat de vorbă cu el 10 minute și pe 10 minute răs, liniște! Am muțit toți. Am greșit. Până acum am predat prost. Din clipa asta o voi preda cum a spus-o el. Cum a spus-o ursul. Domn profesor! Da! Așa, a avut puterea asta. Ați fost profesor din clasa 10? Nu. Da, altceva. Nu, am vrut să vă spun altceva. A avut puterea să recunoască că a greșit până atunci. Cum și de clipa aceea... Asta, eu l-am luat pe el drept model. Deci din clipa în care am devenit profesor, tot timpul m-am avut pe minte pe acest om. Care avea puterea să recunoască. Da, am greșit aici. De ce mă vedeți pe mine? Natural, nu să spun, băi, ori stai tot de bancă, nu discutăm, nu știu. Da? Hai să ne întoarcem la voi. Mi-am amintit chestia asta cu... Domn profesor, îmi place că David pune întrebări și ne spuneți așa povești. Uitați, unul pe... unul pe 14 plus 5 pe 25 este egal cu... Plus 5 pe 25. Da. Cum 5 pe 25? Zice Daria. Cum 5 pe 25? Adică ce îți vezi pe Daria? Adică dacă... îți place asta? Nu, deloc. Putem să simplificăm prin 5. Asta-i. Deci zice 1 pe 14 plus simplificăm prin 5, adică o simplificăm și numără două și numit două. 1 pe 5 plus 1 pe 5 și este egal cu cine? Domn profesor... Păi ar trebui să... Nu este greșit? De ce? Pentru că ar trebui să ne dați acolo un multiplu de 5, dacă am avea. Da, da. Nu poate. Nu putem să mărim un număr. Păi căutați voi! Să le aduceți pe amândouă să aibă același numitor, un numitor deștept. Oh my God. 70! Ah, 70?
70 se împarte la 14. Deci pe asta am putea să o amplificăm cu 5. Cu 5 și pe cealaltă cu 14. Asta cu 14. Asta nu am zis. Atenție! Deci noi căutăm să fie același numitor. Am mai făcut asta odată. Așa, atenție multă! Acum, când va veni înmulțit, amplificăm cu ce vine 5 supra 70. 5 supra 70. Plus 14 pe 70. Egal cu 19 pe 70. Și este egal cu 19 pe 70. Am făcut bine? Deci nu ne, da, deci nu ne pierdem, nu ne pierdem cu firea. Dacă unul e așa și unul e așa, nu e nimic. Doamne, ne descurcăm noi. Deci trebuie să văd un număr care se împarte la 14 și trebuie să fie, să termine cu 0 sau cu 5. Deci și am găsit la... și altele, dar l-am găsit pe 70. Deci se împarte și la 14 și la 5. Și este cel mai mic care se împarte la un 2. Da? Hai să mai vedem altul. Yes! Ce clar am vede. Acum mă prind eu primul. 1 supra 12 plus 1 supra 14. Egal cu... Putem să simplifică. De ce? Nimic? Prin ce? Deci, nu, nimic? Domn profesor, gata, primul numărțit cu 14 și a doilea cu 12. Prea mult. Prea mult. Era mai mic. Era mai mic. Este asta o variantă, dar dacă îți dau niște numere mari și acolo, da, nu, trebuie să găsesc o idee deșteaptă. 70! Se împarte la două. 70 la 12? Da! Nu cred. Nu e ce. A, ba nu. Păi da, cu... Lăsați-mă să mă gândesc. Ba da, cu 5. Că 5 ori 12... 5 ori 12, cât faci? Păi 5 ori 20... Aaa! Domn profesor, gata, tata, tata, păi doar că ce față se mărită. 84. 84? Sunt sigur, se împarte la amândouă, sigur, sigur el. Cum ai făcut, Davide? Hai, bă, că asta nu cred. Cum ai făcut chiar așa? Păi ușor. Am făcut 70 plus 20. Vedeți? Merge! Dar ce mi-ai făcut 70 plus 12? Pentru că aveam 14 acolo. Pentru că încercam. Băi, Davide, găsește momentul. Tu mă dai de pământ de fiecare dată. De ce 70 cu 14? Care e logica? Logica e că prin ghicit. Se împarte la asta. Și prima amplificăm cu 70. Ia-ți de 84 ăsta, dacă se împarte, da? La 12. La 12. Se împarte. De câte ori merge? Asta să mă gândesc. Păi 2 ori cât face 14? 7. 7. 7 2. 7 și 14, da, ține minte un. Dar 84 se împarte la 12? Da, hai, la 12 ce ați făcut, domn profesor? La 14. La 84 la 14, la 14. Da, domn profesor, stai-ți rău cu mine. Se împarte. De câte ori? Se poate așa cu 5? 5 minus 1 plus 1 minus 2. Hai să vedem așa. Davide, chestia asta că ai nimerit-o și... Ai fost tare o chestie din filmul ăsta, tu? Cum ai zis așa? Dar hai să vedem logica. Chiar în momentul ăsta să uitați de la șișieră. Domn profesor, poți să vă... Foarte tare, da? Metoda aia care făceam... Da. O secundă. Deci, atenție, Davide, 12 este egal cu 3 ori 4. Da? Și 14, scrie și tu, te rog frumos, 14 este egal cu 2 ori 7. Deci, 12 e 3 ori 4 și 14 e egal cu 2 ori 7. Aici am să zic în continuare, 3 ori 2 ori 2, Davide, sper că nu te superi pe mine.
Da? 3 ori 2 ori 2. Iar pe 14 ori lasă așa, 2 ori 7. S-a întâmplat asta odată. Da? De mult, de mult, nu știu, era la o adunare și a spus de la să se descompune. Era cu 5 plus cu, nu cu 5 sau cu 5. Cam așa o șmecherie, da? Băi, acum ce spun eu e atât de tare, să nu uite prietenii noștri, să se facă, să dea like și share, pentru că este foarte important. Cel mai mic număr care se împarte exact și la 12 și la 14. Dar vreau să a scris de 2 ori 2 ori 7. L-am lăsat așa, adică. La să fie sub, una sub alta și la egal, să fie egal, da? Și se spune așa, cel mai mic număr. Dar cel mai mic multiplu comun, așa. Cel mai mic multiplu comun. Care cel mai mic număr, de fapt, înțelegem, în cuvinte puteți să spuneți. Cel mai mic număr care se împarte și la 12 și la 14. Cel mai mic multiplu comun. Adică vorba de cel mai mic număr care se împarte și la 12 și la 14 este. Ne uităm în ei. Bă, dar 2 ori 2 s-a scris așa. 2 la 2, că se repete. Da, da. 2 la puterea a doua. 2 la puterea a doua. Așa se scrie, da? Și acum am să zic. Mi-ați mai spus. Între de al de 3 mai găsesc undeva? Nu. Îl scriu. 2, 7 mai găsesc undeva? Nu. Îl scriu. Deci iau 6. Deci și cei necomuni? Da? 3 și 7. Și mai scrim dintre ăștia 2 și 2 la 2 mai puternic ăsta, că e 4. Deci îl luăm pe cel mai puternic. Ori 2 la 2. Și uite cât e răspunsul. 3 la 7, 21. 21 ori 4. 21 ori 4, 84. Yay! Băi, ce tare, cum se află de ușor. Foarte tare. Deci găsim numărul acela după o șmecherie de asta minunată. Da? Da? Deci, iată că cel mai mic număr care se împarte exact. Și 168 era bun. Da, bă. Și 168. Și 88 era bun. Nu, no, 88 nu. Că 12 vorba din 602. Dar nu, atenție, 12, 88 nu merge. 88 nu se împarte la 14. Da, 88 nu se împarte la 14. A, da, deci trebuie să se împarte și la 12 și la 14. Deci merge cel mai mic, atenție copii, cel mai mic număr este 84. Și altul următor este dublul ăsta. Dublul ăsta este 168. Dar noi nu-l vrem pe 168. Pe cel mai mic. 84. Păi dacă ne-ar dădea 168, îl împărțeam la da, asta era. Da. Deci, atenție. Deci numărul căutat, numărul căutat, deștept, cel mai mic, este 84, cum a spus. Da, bine. Și acum, ca să vedem, cu cât amplificăm aici, împărțim pe 84 la 12 și 84 împărțit la 12 este 7. Da? Deci și este 7. Împărțit la 14 este 6. Și împărțit la 14 este 6. Și atunci va fi egal cu 7 ori 1, 7. Și 7 ori 12 face 84. Plus, pe urmă, 6 ori 1, 6. 6 ori 14, 84. Și egal cu. Da? Face 7 pe 87 și au același numitor. 13. Nu, 13. Sigur că 13, așa, da, 13. 13 supra 84. 13 supra 84. Nu mai dați una. Ca să ne prindem și încă o dată primitorul. Deci, David, scrie David că David că l-a furat pe ăsta așa. Nu, nu vedeți dumneavoastră. Nu vedeți din cauza mea. Domnul profesor, dar știți cum se întâmplă când scrieți aici, eu nu văd. Dacă scrieți acolo, nici el nu vede. Dacă scrieți acolo și ăsta, ce eu văd. M-am și sucit, da, putea să scrii. Nu, asta e scuze. Deci domnul profesor, nu este vina copiilor. Sigur că da, profesor. Da? Și acum zicem, cât face 5 supra 26 plus dar era și scăderea. Da, 2 supra 2 supra 10 și minus 1 supra Nu, domn profesor, stică atât de bucuria. Hai, lasă. Puteți să fac
toală, dacă nu vrea... Păi, David, mai întâi trebuie să găsești, trebuie să poți să faci acea... Poți să fac, adică 5 ori, adică 5 supra 26 poți să lămurțesc cu 10 și pe 2 supra 10 poți să lămurțesc cu 26. Nu am înțeles ce vreau să fac. Eu zic așa, să vedem cel mai mic număr care se împarte, da? Da? Păi ne oprim aici, că faceți sinteza, da. 130, da, profesore, cel mai mic. Sinteza oare. Stand-up comedy. Aici unul, am făcut probleme. Nu uitați de like și share, oameni buni. Neapărat. Fiți buni cu acești copii. Probleme cu metoda și amuzanți. Figurativă. Și nu uitați, știm unde locuiți. Operații cu frații. Doi. Operații. Stand-up comedy. Cu frații. Așa. Și aceea cu numere, domnul. Și împărțirea, nu? Și aceea cu câte numere sunt, de la până la... Așa. Probleme de numărare. Exact. Care a fost foarte șmecheră. De numărare. Am fiat șmecheră. Dar, domnul profesor, ați văzut că mi-am dat seama. Așadar, ne oprim aici. La revedere. Să nu uitați de like și share. Știm unde locuiți. Așa. În calculator.